Puțin tică răbdare vă mai solicit. Sper că în sală e mult mai bine, mai răcoare decât aici. Eu simt că sunt la 40 de grade. Cine vrea să plece, e bine să o fac acum, cât mai vorbesc eu, până mai invit pe cineva care chiar are ceva de spus. E ok. Telefoanele, dacă le puteți închide, n-am spus asta de la început, că știam că sunt între noi, deci știm regulile. Bun. Înainte de a-i da cuvântul următorului nostru invitat, permiteți-mi să vă spun și eu câteva lucruri, căci le gândesc, le trăiesc de foarte mult timp și urmăresc să le pun în lucrare în această mișcare, alături de George Simion și toți prietenii noștri. Ați văzut, probabil, deja pe pliantul pe care îl aveți la îndemână, care sunt valorile care ne-au unit, pe care ni le-am asumat și numele cărora încercăm să... Dacă nu puteți închide, scoateți-l afară. Da, noi suntem rebeli, dar disciplinați. Adică rebeliunea noastră are o țintă. Da. Aș vrea, înainte de a vorbi câteva lucruri despre, adică să fac câteva precizări despre valorile noastre, absolut necesare, să subliniez ceva din ce a spus domnul Păunescu mai devreme și pentru a fi mai bine înțeleși. Noi nu ne ferim de cuvântul naționalism, pentru că nu este nimic rău în asta. Veți vedea mai încolo de ce. Însă nu suntem doar naționaliști. De aia am spus că avem o orientare conservatoare. Avem și această dimensiune patriotică. Iar naționalismul nostru nu este un criteriu general. Este un criteriu subordonat credinței creștine. Naționalismul nu mai ponderat de credință, de credința creștină, care este în esență una pacificatoare, este ferit de excese. Așa încât pot să ne numească unii naționaliști, dar nu vor înțelege de fapt ce spun. Și dacă dumneavoastră luați calea asta împreună cu noi, să nu vă fie teamă, chiar președintele Americii, Trump, s-a declarat naționalist, deci e liber, e voie. Acum, eu o să inversez puțin ordinea din pliant cu aceea pe care eu o văd prevalentă în privința valorilor. Voi începe cu credința creștină, care este fundament al civilizației europene și izvor de sănătate morală. Libertatea și demnitatea pe care toți ne le dorim sunt de neconceput în absența unei legi morale și această lege morală nu poate izvorâ decât din învățătura de credință. De altminteri, așa s-a construit lumea veche, Europa, și de aici a fost exportat modelul de civilizație peste tot în lume. În unele locuri a avut succes, în alte locuri n-a avut succes. Credința creștină este pentru noi îndreptar pentru o viață mai bună, în strict personal, dar și comunitar, și o cale de salvare sufletească atât personală, cât și comunitară. Pentru că așa credem noi, că ne mântuim fiecare în rândul neamului său, cum scrie în carte. Familia pentru noi este esențială, este baza unei societăți sănătoase și de aceea este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine și să apere familia. După cum v-am spus, am fost la vârful coaliției pentru familie, am încercat să schimbăm ceva,
dar acea măsură era doar una din 50 propuse de noi, 50 de măsuri legislative, care să ajute familia românească. Bineînțeles că celelalte au fost ignorate cu desăvârșire de către adversari, dar nimic nu ne împiedică pe noi, cei care știm că ele contează și sunt necesare, să încercăm să le punem în operă. Să știți că membrii unei familii nu sunt legați doar prin sânge, ci și printr-o legătură de ordin spiritual, mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, în funcție de fiecare cum își trăiește această spiritualitate, și care, în opinia noastră, este integrată în unitatea complexă a neamului. Națiunea, după cum am spus, fraților, națiunea, naționalitatea, naționalul, țin de o realitate obiectivă, adică ceva ce există indiferent că vrem noi sau nu vrem noi. Nu este o proiecție culturală, nu este o făcătură, este ceva ce este, un dat al firii. De aceea suntem obligați să onorăm apartenența noastră la un neam, oricare ar fi acela, și de aceea iubirea de neam este firească și se exprimă prin păzirea și afirmarea creatoare a ființei și genului național, precum și printr-un efort conștient de armonizare cu celelalte neamuri. Deci nu împotrivă, ci pentru o conlucrare, pentru un concert universal al lumii. Națiunea este comunitatea tuturor celor care au o limbă, o cultură și o istorie comună, indiferent că se regăsesc între granițele aceluiași stat sau nu. Iar idealul nostru național este, evident, reunificarea tuturor teritoriilor care aparțin comunităților românești istorice. Am lăsat la urmă libertatea, nu pentru că ar fi mai puțin importantă, ci pentru că vreau să-i dau cuvântul prietenului Codin Coman și astfel să-i fac o intrare mai ușoară. Libertatea este cel mai de preț dar de Dumnezeu omului. De aceea ar trebui să o apărăm și să o promovăm cum se cuvine. Libertatea de gândire, cum spuneam, de credință, de exprimare, de asociere, de mișcare, de călătorie, de inițiativă, inclusiv inițiativă politică, civică, economică, sunt esențiale într-o democrație. Dacă cineva încearcă să ne pună pe un rând și să ne spună ce să mâncăm, la ce oră, când să ne culcăm, ce să gândim, ce să spunem, atunci nu e bine. Nu e libertate, nu e democrație și nu mai este nici omenie. Cu aceste cuvinte încerc să fac o pauză în ceea ce mi-am permis să gândesc a vă spune și îl invit pe domnul Codin Coman să ne vorbească mai cu seamă despre libertate și cu apendicele ei, dacă vreți, libertatea economică.